Salut! Eu sunt Florian și voi merge alături de ceilalți băieți la Campionatul Mondial de Jiu-Jitsu Brazilian. Foarte importantă parte din pregătirea pentru acest campionat mondial a fost pregătirea fizică. Am făcut cel puțin 3 antrenamente de pregătire fizică pe săptămână, ceea ce nu mi s-a mai întâmplat până acum, 26 de ani. Și vreau să zic că sunt în cea mai bună formă fizică din viața mea. De fapt, bine, nu se poate vedea acum, dar vă zic eu că mi-au rămas 2 tricouri mici și niște pantaloni, mă strâng puțin pe aici. Chiar m-am pregătit foarte bine pentru acest campionat, sunt cumva la o parte și sper să mă țină gazul ca să pot să le strâng grumazul. Salut! Am început condiționarea fizică pentru prima oară de când fac jiu-jitsu brazilian, înainte de campionatele europene, prin decembrie, cam așa, nu o lună înainte, prin decembrie. Eu sunt genul de persoană leneșă și nu-mi place sala de forță. E o crimă pentru mine, nu știu ce să fac, dacă iau, fur un program de pe internet, de fapt mă plictisesc după ce fac 3-4 repetări, o să încep să pierd timpul pe acolo. Sub nicio formă nu sunt bun să folosesc singur în sală. Ca atare am apelat la one-on-one, condiționare. Mihai Handrea este antrenorul meu și sunt foarte fericit că am făcut acest lucru. De când am început să lucrăm împreună, Mihai mi-a pus la... a făcut un program special pentru mine, care este axat pe condiționare în specifică în regim de sparring pe BJJ. Adică a încercat să ia cât mai multe elemente care le găsim în sparring-ul, din sală, din competiții și să le introducă în sala de forță, unde să le repetăm, atât ca număr de repetări, să creștem numărul de repetări, cât și intensitatea, să scădem numărul de secunde în care le facem. La început, să zicem, făceam circuit de 14 exerciții, nu? De 14 exerciții făceam în 9 minute. Înainte de europene ajunsesem să fac același circuit, cu același număr de repetări, cu aceleași greutăți, în 6 minute. Adică vă dați seama că a crescut foarte mult frecvența. La europene am mers totul brici, n-am avut nicio problemă de condiționare, am avut 7 meciuri, le-am dus pe toate, nu m-am simțit obosit fizic deloc. Am descoperit atunci că am o problemă cu antebrațele. În 2 meciuri am forțat foarte mult niște strangulări și mi-am pus antebrațele. Ca atare de atunci am început să lucrăm și antebrațe la sfatul lui Mihai, care mi-a făcut un program specific pentru rezistența antebrațelor, special făcut pentru strangulări. Agățat în kimono, făcut tracțiuni în kimono, tot felul de exerciții specifice și izolate cu gantele și cu bara de greutăți. Pentru mondial, acum sunt în formă maximă. Am și slăbit foarte mult de când fac acest program, dar mi-a crescut și foarte mult forța. Mihai, cred că o să facem treabă bună. Mihai a început să facă și el circuit cu mine, cam după o lună jumătate, nu? Hai să zic că ne cam întrecem așa, care îl termină mai repede. El e puțin mai rapid ca mine, se mișcă mai ușor cu greutatea corpului, evident e o mică diferență. Dar ne întrecem. Diferența e de 10 secunde, cred că între el. Mulțumesc mult de tot lui Mihai pentru că a lucrat și cu mine. Și eu mulțumesc că ne lași cu mine să am fiecare zi. Și sunt convins că, din punct de vedere fizic, o să fim amândoi foarte aflați la acest campionat. Odată ce am lucrat cu Camil pentru campionatul mondial de jiu-jitsu, am constatat că o mare parte din pregătire trebuie să fie bazată pe condiția fizică. În final, noi mergem acolo ca atleți. Fiecare trebuie să fie în vârful de formă al vieții sale. Și nu numai că ne bazăm pe această condiție fizică în momentul competiției când vrem să atingem vârful de formă și când periodizarea programului a fost făcută de așa natură, ci ne ajută în continuare să ne pregătim intens, tehnic, pentru ca în ziua competiției să fim la cel mai înalt nivel. Salut la toată lumea, sunt Remus Cortei, membru al clubului Absolut OBJJ. A fost o perioadă foarte grea și foarte încărcată, atât pe partea de condiționare fizică, cât și pe partea tactică și tehnică. Ce m-a epuizat cel mai mult până acum a fost partea de condiționare fizică. Programul a fost greu, încă nu s-a terminat, mâine va fi cea mai grea zi, dar nu ultima. Programul continuă până în ultima zi de
pregătire, respectiv ultima zi înainte de concurs. Și ca și o surpriză așa, o să vă arăt unul dintre cele mai haioase exerciții de condiționare fizică și aștept feedback-ul de la voi. Vă mulțumesc mult!